Sunt mândru și sunt emoționat să fiu aici împreună cu voi ca să deschidem acest concurs. Mi se pare că e una dintre întreprinderile noastre de succes. Depinde de voi, în continuare, să vedem cât de mare va fi acest succes. Eu vreau să mulțumesc, în primul rând, celor cu care am început această aventură acum număr de ani. Sunt doi dintre ei în sală, la care cărora țin foarte tare să le mulțumesc, lui Adrian și lui Teodor, care stă cu spatele la noi. Fără de care nu se putea face nimic de genul ăsta și vreau să mulțumesc de asemenea Ligii Studenților din facultate, fără de care nu ajungeam la acest punct, Diana, Bianca și tuturor celorlalți. Sunt foarte încântat să văd că putem să facem împreună așa ceva. Doamnelor, domnilor, vreau să ne dezvoltăm în continuare cu acest concurs. Avem intenția să continuăm, să ne ajute Dumnezeu, să fim sănătoși și voioși în continuare. Eu cred că am putea să-l facem chiar mai profesionist decât atât. Discutăm ca anul viitor să facem o secțiune pentru profesioniști și una pentru amatori. Discutăm să facem, să instituim un premiu pentru cel mai bun robot din punct de vedere tehnic, pe care să-l judece un juriu, în care să fie electroniști și mecanici. Încercăm să-i dăm o tentă din ce în ce mai profesionistă. O să lăsăm și o, probabil, ceva pentru amatori, dar vreau să avem o secțiune care, mă rog, vă propun să avem o secțiune care să fie cât mai profesionistă. Doamnelor, domnilor, eu vă mulțumesc că v-ați hotărât să petreceți o sâmbătă și o duminică cu noi. Este un privilegiu pentru mine să fiu astăzi aici împreună cu dumneavoastră, cei care ați inițiat și ați mers în fiecare an crescând cu această competiție. Vă felicit din tot sufletul. Felicit pe domnul vicepreședinte, profesor Burileanu, pentru că a stat tot timpul împreună cu studenții și a organizat această competiție și eu cred că este un lucru extraordinar care mi se întâmplă, că ne arată că universitatea noastră este deschisă și că merge mai departe. A avut un trecut, are sigur și un viitor. Felicitări Facultății de Electronică, de Electronică și Telecomunicații. Mă bucur că este aici domnul decan. Felicitări studenților, fără a căror contribuție, cu certitudine, concursul acesta nu ar avea vârsta pe care o are. Și aș vrea să vă cer o îngăduință să puneți competiția de anul acesta sub egida celor 195 de ani de la înființarea primei școli de ingineri potarnici, Politehnica, aniversând acest lucru și fiind mândră de întreaga ei istorie. Și dacă acceptați, acceptați să punem concursul dumneavoastră de anul acesta sub această ediție aniversară, o să vă mai cer o îngăduință și anume aceea de a avea vreo 15 minute răbdare să urmăriți un film cu istoria Politehnicii, un film pe care unul dintre absolvenții Politehnicii, devenit regizor, mi l-a dăruit. Sunteți de acord? Vă mulțumesc foarte mult! Succes tuturor celor care sunt angajați în competiție și pentru că am vorbit de acest an aniversar și pentru că acesta a fost pentru noi un prilej de a edita un album cu istoria Politehnicii, o medalie jubiliară și un DVD, așa, cu filmul pe care o să-l vedeți, l-am rugat pe domnul profesor Burileanu să ofere celui mai bun competitor acest premiu special, să spun. Vă mulțumesc! Onorabil ministru, domnilor vicepreședinți, participați, invitați, Facultatea de Electronică este pe de-o parte bucuroasă și onorată să organizeze și să promoveze acest eveniment. În momentul de față am ajuns la vârsta de 6 ani. E un copil
a învățat să facă pinivași, a învățat să vorbească și, după cum vă spunea domnul vicepreședinte al Senatului, avem o treabă de făcut. La 10 ani, trebuie ca acest copil să devină un adevărat profesionist. Pentru asta, fiind discutat cu unul din colegii mai tineri în dimineața aceasta, dacă ne uităm, de exemplu, la acest traseu, pentru ca o mașină să parcurgă acest traseu repede și bine, trebuie să avem senzori, trebuie să avem un cod, un software foarte bine scris, trebuie să mai avem însă ceva, trebuie să avem putere pe motor, dar trebuie să știm ce să facem cu ea suficient de bine. Mare rapiditate, frâne bune, dinamică bună. Pentru asta e nevoie de electronică, și electronica e aici. Pentru aceasta este nevoie de automatică calculatoare. Prin intermediul domnului vicepreședinte, și le mulțumesc că ați venit. Avem și valoarele de automatică și calculatoare și o bună parte dintre dumneavoastră sunteți congruenți în acest eveniment. A trebuit să spunem să vedem că apar și mecanicii, apar transporturile, pentru că avem nevoie de mai mare rapiditate pentru puterea mașinii. Vă mulțumesc că ați venit. Vor fi două zile bine. Succes la concurs! Teatrul Moselu va mai termina în același timp. Apunem timerul. Nici o problemă la linia puntată. E suspans aici, eu simt suspansul. Să dai vesele din aer cu mulți. Aplauze! S-au uitat la ea, nu mi-a plăcut sau a plăcut. Yeah.
atenție, eu prind dacă se blochează, okay? Dacă se blochează, eu blochează. Dacă ies... N-am venit, ai cum, ai cum! Dacă ies, nu ies! Dacă ies, nu ai cum! N-ai cum, nu se mată, n-ai cum! Hai să nu faci niciodată, nu-i? Dacă se blochează, eu prind dacă se blochează. Este a drumul, a nu vreau să-mi ia pe lumea de aici. Gașpar,